Hai, salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la o nouă serie cu un nou joc pe acest canal. Este vorba de data asta de Until Dawn, jocul de la ora 12, așa se va numi seria. Și în fiecare zi la ora 12 noaptea va apărea un nou videoclip cu un nou joc de groază. Dar vă dați seama că am încercat puțin jocul înainte de data asta. Haideți să vedem despre ce este vorba în acest joc. Jocul mi-a fost recomandat de unul dintre voi, așa că nu mai țin minte exact cine mi l-a recomandat. Mi-a zis joacă Until Dawn, că este mișto povestea și este după cum o faci după cum vrea mușchiul tău. Eu zic că e de groază, acum de groază. Acolo mistere una alta. Acum vedem dacă este de groază sau nu. Dar după început, eu zic că este... vom avea parte de un joc bun pe acest canal la ora 12 noaptea în fiecare zi. Și nu uitați că dacă vă place seriile astea de groază, să apăsați și butonul de like, bineînțeles. Alegeți deciziile cu grijă, ceva de genul mi-a zis acolo. Da, oameni buni, este iarnă. Noapte, sunetul atope. Dacă vă uitați la acest video, uitați-vă cu căștile foarte, volumul foarte mare. Eu acum mi-l dau puțin mai încet pentru că nu mă aud și cred că țip. Să sperăm că filmează totul cum trebuie și să-i dăm drumul la acțiune. Ne arată aici actorul principal. Op, se vede aici. Și ei sunt protagoniștii noștri. Și patru. Cât mai sunt? Jocul s-a apărut în 2015. Și este exclusiv de PS4 chiar. Nu mai puștai ce, nu mai... pantaloni strânși. Dar este noapte. Hannah! Ce fac ăștia? Opa, se ascunde. She's here. Mike. Mike? Mike. It's Hannah. Cu lumânarea. Hey, Hannah. Și asta ce face prin bucătărie, părea să fie. Periculosul, bă, că e aici, ai cu ochii pe noi. Hey, did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. Josh! Pare că e un sfârșit de săptămână. Opa, mă lasă să interactuez. Ok. Puțin cam ciudată camera asta, cum se mișcă, na. De ce nu... opa, din față. Aoleu, pe asta e grele, frate, pentru mine. Tutorial. Așa, bla bla bla. Hop, avem ceva pe aici. Where 2. Cum se numește, mă? Jeremiah. Jeremiah. Jeez, Josh. Josh, ai băut tot, Josh. Once again, brother, you've outdone us all. Interesant. Jocul se vede bine, pentru PS4 eu zic că se vede ok. Oh, mai avem ceva pe aici. Bineînțeles, R2, știu povestea. Ești foarte bună cu, cu aceste haine, dar sigur ești mai bună fără ele. Vino la camera de invitați, la ora 2. Oh my God. Besos. Mike. Pupici, Mike. Opa, e sora ei. Am primit scrisoarea. Maybe we should start with a little, you know, making out and see where it goes from there. Auzi, frate.
ce zici dacă ne culcăm și vedem după aia ce se întâmplă? Și pe timpul meu, când era să agăț o puștoaică, trebuia să umblu 10 ani după ea ca să îi fac... Oh my god! Auzi... What are you doing here? Farță! Ai căzut! Hannah! I'm sorry, Hannah. It's all gonna happen. Da, deci ea o glumă proastă. Vă dați seama cum se simte ea în momentul ăsta. Și asta e sursa. A, nu, asta e sursa, pardon. Aia blondă nu știu cine e. Presupun un prieten ceva. Ok, deci să alegem noi ce se întâmplă. Să-l trezim pe ăsta sau să căutăm pe restul? Hai să căutăm pe restul. De-i dreacu pe ea. Cineva afară. Hannah! Dacă aia a fugit. Fine, she just can't take a joke. It was just a prank, Han. What did you do? We just messed around. Nu mai proaste. Serious. You jerks. Hannah. So, should we go after her? You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. Oh shit. Apasă butonul înainte să termine timpul. Timpul. Și pentru ce s-a apăs butonul ăla? Mergem pe sigur, pe rapid, pardon. Mergem pe rapid că... Trebuie să căutăm pe... Surioara noastră... Hannah! Ce nume ciudat! O luăm după... Hai să o luăm după sunet. Nu iau după urme că nu e decât ea pe aici. Bine, într-un pădure ca asta... Hannah. Am văzut ceva. Sau mi s-a părut. O luăm după umbră. Umbra era în partea cealaltă, vacu. Umbra era în partea cealaltă. La dreapta am vrut eu să o iau. Opa, avem și mobil. Ce tare, prima oară când folosesc touchscreen-ul după controller. Hannah! Deci, joystick-ul din dreapta e pentru lumină. Ne uităm și pe sus, și pe jos, și pe aici, o fi printr-un copac. Da, mame, bun, începutul e promițător. Băgămiaș. Cerbul mătii. Să apăsăm L1. Care dracu e L1? A, ăsta e L1? Am PS4 și nu știu care e L1. Hello? 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 E? Ce e aici jos? Negru, moarte negră. Posibilă moarte de la persoana care o găsești. Aoleu. Vreau să zic că acum o vom găsi pe sora noastră Hannah, în cauar pământul cu numele ei, și că va muri ceva de genul. Posibilă moarte neagră de la persoana căutată. Dar nu știu ce zice acolo de fluturi, că fluturi noaptea. Ce dracu a fost focul ăla?
Uite, 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 uite. Anna. Am văzut-o. Anna. Înghețată, săraca. Oh my god, you must be freezing. Here, take my coat. I'm such an idiot. I'm so dumb. A, uite-l și pe răul. Anna? Pe care încă nu l-am văzut la față, nu știu ce este. Om, persoană, drag. Fugi, fata, fugi. Anna! Ca de obicei, asta e mai toantă. Trebuie să fim atenți aici, la orice detaliu. Practic e prologul și trebuie să înțelegi bine ceea ce se întâmplă. No! No! Shit! No! Get out! Fuck! No! Tot aia ne-a tras în jos. Ah. Da seama că nu mai la mână ei, mă uite acum. Ce dracu ești, mă? Hai, mă, că mă arunc cu... Îmi dau drumul cu surioara noastră. Naka a murit. A murit la fel ca... Cam prostia aia care am găsit-o. Și am murit și noi, frate. Ce am făcut? Am făcut ceva rău? Deci am murit amândoi la fel. Amândouă. Nu am vrut să zic că am murit și ea a murit exact ca în filmulețul care l-am găsit în pădure. Suntem undeva la psihiatru. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. Trebuie să acceptăm pentru a trece mai departe. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember. Toate deciziile pe care le vom lua ne vor deschide ușile din viitor. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. So, you have committed to commence with this game. Îți dai seama. This is significant. La treabă. And I want to help you see it through. Mă va ajuta. Sometimes these things can be a little scary, even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through it. Dacă era să... Acum mă gândeam de ce m-am aruncat cu tot cu surioara. Dacă era să rămâne în sus, tot ne omora și tot aia era. Could you please pick up cards? And I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. Să luăm asta, să-i spunem ce simțim când o vedem. Și că vrea sinceritate, pentru ca... să mărtă. Hai mă să vedem ce e aici. Avem mănuși. O casă cu o spălătoare de ciori. Păi cam ce simt eu din chestia asta? Îmi dă fiori ce dracu să simt. Frică. So, how did that picture make you feel? Remember, be honest. Ce ai văzut în această imagine? Mă face fericit. That's good. In what way did it make you happy? Și cum te face fericit? A, ce te face fericit? Păi, lumina soarelui? Sunshine. I see. So which word would best describe how you feel about darkness? Ce simt eu la întuneric? Afraid. Mie dor. Really? Frică. That's interesting. Interesant. Ui, au șapcă în cap. Oare cine o fi aici? A trăit sursa? De la ce e frica noapte? Toată lumea o are? Nu,
But it's a perfectly natural fear. Darkness, after all, is the unseen and therefore the unknown. And what could inspire fear more than the terror of uncertainty? Oh dear, we seem to be out of time for this session. We'll talk again soon. Until then, I suggest you try to stay away from dark places. S-a terminat timpul. Se pare că asta a fost o sesiune la psihiatru. Aveam nevoie de psihiatru. Super tare. Da, mai bun, se pare că s-a fost prologul din acest joc. Un prolog interesant și muzica mai bună acum. Deci, au murit cele două fete care erau surori. Așa, o mică concluzie de toate astea. L-am văzut pe ăla la față, iar noi acum avem nevoie de un psihiatru. Oare cine are nevoie de psihiatru? Unul dintre prietenii noștri cu care am mers la cabană sau a trăit una dintre cele două surori? Da, interesant. Interesant început, dar să vedem continuarea. Poți să sar și o chestie sau nu poți să sar? Oare o fi de groază jocul sau de mister doar? Ce față are copilul ăsta? Bla bla bla. Da, oameni, jocul de la ora 12 noaptea. Nu uitați să dați like pentru a apărea în fiecare seară la 12 noaptea. Mai bine zis, în fiecare noapte. Opa, se vorbește despre... Deci după un an. Deci nu ne-a găsit nimeni, suntem dispăruți. Și eram gemene chiar. N-a găsit pe nimeni să facă vinovat, ok. My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. Muntele ăsta duce tragedii. Deci, nu ne-a găsit nimeni moarte acolo. Erau gemene și e după un an. Trei chestii importante de știut. Așa de la început. Asta îmi sună cunoscut. Cred că ăsta a fost cel care i-a făcut gluma. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. Ieșirea infernală. Deci, anul trecut tot la fel, făcuse o ieșire infernală la acea cabană în munte. I know you're all probably worried about me. And I know it's going to be tough on all of us going back after what happened last year. But I just want you all to know, it means so much to me. Hai să mor tu, că pentru el înseamnă mult că e din nou aici. Nu m-aș mai fi întors. I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all here together. Se numeau cele două surori gemene. I really want to spend some quality time with each and every one of you and just share some. Să fac o mare petrecere. We'll never forget. În onoarea lui Anac și Beth. You know. Okay. Și se pare că aici la petrecerea asta se va desfășura. Party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip. Să ne distrăm ca niște vedete porno. Se pare că la această petrecere se va desfășura toată acțiunea acestui joc, după ceea ce îmi dau eu seama acum. După puțină muzică.
care sper să fie fără copyright. Aia este intrarea în castel. Prostia s-a găsit-o noi pe jos. Nu știu cum ați că se numește. Măi, eu mă aud oare? Cred că e tare muzica. Dar mai puțin mai încet. Capela Blackwood Team. Ce se numește cabana? Și noi eram în autobuz, ne uitam pe telefon. Și am ajuns la cabană. Ok, acum am intrat în pielea lui asta, se pare. Primul capitol. 10 ore până când vine ziua. Primul capitol, prietenia se numește. O să ai deja în spatele nostru, bă, mă lași. Ce dracu caută asta aici? Pa? Sam, cea mai bună prietenă a lui Harach. Este considerată ca o aventurieră. Ok. Sam. Deci noi suntem în pielea lui Sam. Hello? Someone there? Ți-e frică deja. Oare cu Sam am fi fost la psiholog? Să mergem până la stația de teleferic. Este ora 9 și 2 minute. Da, mă știu. Cred că ar trebui să scot tutorialele astea, dar poate voi mai avea nevoie de ele. Până la stația de teleferic. Aha, ce strălucește, trebuie să mă duc la el să mă uit. R2. Ce ne zice aceasta? Cel mai bun mesaj. Poarta-i stricată, săr peste. Super tare. Opa, uite pe aici. Trebuie să urc. Prudent, bineînțeles că prudent trebuie să urcăm. Ce mă enervează prostirea aia, că trebuie să apăs și nu cunosc butoanele. Am înțeles, deci dacă eu nu apăs cum trebuie, dacă eu nu apăs repede, cade. Ce tare. Interesant, decât să te pună să stai să te uiți cum urcă ea acolo. Îți da așa puțină interacțiune. Ai, ești înfustiță, fată. Da, acum trebuie să sărim. Foarte stricată, sări peste. Ok, bla bla bla. Aha. Deci chiar merge să mă uit pe lângă, numai că e foarte încet. Trebuie să ți-a apăsat și abia să duce imaginea. Mă aștept să fie ceva mai repede să mă uit stânga-dreapta. R1? Opa! O beveriță! Să nu mă mișc. Presupun că o sperii dacă mă mișc. Dacă nu știm ce trebuie să facem, să apăsăm ăsta. Ok, interesant. În caz de mă rămân blocat în... și nu știu ce trebuie să fac, apăs R1 și acolo îmi spune obiectivul. Hai să ajungem și la cabană. Să ce dracu e aici? Chiar acolo vreau să mă duc să mă uit. Tot mă ia cu fluturii. Deci dacă vedem fluturi negri, înseamnă moarte. Dacă vedem fluturi roșii, avem parte de scene periculoase. Fluturii maro spuneau dinainte de o tragedie de un prieten.
Fluturii galbeni sunt pentru a vedea și ne ajuta pe unde să o luăm. Și fluturii albi provocă somn peste somn peste noroc și multă bogăție, ceva de genul. Interesant asta cu... Opa, și ăsta e galben. Puh, am uitat ce înseamnă galben. Ah, stai mă că n-am vrut să apăs asta. Vreau să o iau. Deci e galben. Parcă galbenul zicea de bine. Ne orientează. Galbenul ne orientează. Aha. Deci viitorul depinde de deciziile pe care le luăm noi. Așa va fi. Asta înseamnă prostia aia. Viitorul este după cum vrem noi. Se pare că avem pe cineva aici? Sau trebuia să fie? Îi văd de rucsacul aici. Se lucește ceva la ușă, așa că trebuie să mă duc la ușă. Mersc unde se lucește. Opa, ușa închisă. Pe ce ai făcut, mă, nene, mă? Mai cheba la cabană ca să fie ușa închisă? Mai încerc o dată și după aia mi-a arătat ceva de stânga-dreapta. Dar până se mișcă ăsta... Nu putem intra în casă. Nu putem intra în casă, așa că... Ne uităm pe lângă. Mai că... Această cabană... Asta e cabana? Asta e telefericul. Decât... Nu e cabana, e telefericul. Și n-a trecut nici trecut pe aici, că nu văd nicio urmă. Uite aici o strălucitoare. Milgram Victor este un bărbat de 1,88 m care este dispărut. Ultima dată s-a fost văzut aici în 1998. Se caută pentru că a provocat un incendiu și mai multe amenințări de moarte. Neinteresant. Dispărut în 1988, dar eu nu știu în ce an sunt în jocul ăsta. Nu știu în ce an sunt, așa că... Că nu știu. Poate îmi dă și mie altă cameră, zic și eu, nu? Că habar n-am unde mă duc. Înseamnă că nu-i bine din moment ce nu-mi schimbă camera. Dacă... Opa! Dacă eu pe aici am vrut să zic... Ce trecu sunt alea? Ce sunt alea? Nu știu ce sunt alea. Până acum, mister. Exact cum v-am spus, nu e de groază, până acum e mister. Dar bine, până învățăm și noi puțin despre cum stă treaba, acolo am văzut ceva pe zăpadă. Dar nu mă lasă să văd. Uite, e o umbră, măi. Mă iau și de umbră acum. Ok, deci pe aici nimic. Mă, oare trebuie să mă duc la rucsacul ăla? Că n-am ajuns lângă el. Da, mă, trebuie să iau rucsacul. Are telefonul care are semnal. Îți dai seama că vreau să bag mâna în el să văd. Ok. Ah, să moară. Chris. Este îndrăgostit de Ashley. Bă, ce m-a speriat, băgamia, și ce vreau să zic. Că va apărea un fluture, depinde de cum schimbăm noi istoria. Cool. Well, thanks for letting me know. I can take it from here. Nu sunt, mă, secretarea ta. Stai liniștit că nu ți-am văzut mesajul. Ce tare în gură e. Oh, so I found something kind of amazing. Ce ai găsit, mă, așa? Amazing.
Come on, it's this way. Yeah, ne duce undeva, se pare că s-a văzut ceva pe aici. Dar ceva, wow. Actualizare de status, adică. Ta-da! Pretty rad, right? Yeah! Come on, look at these beauties! Beauties is not the word that comes to mind. Why is this even here? What do you mean? What the hell is a shooting range doing at the base of a ski lodge? Dude, have you ever met Josh's dad? Yeah. He thinks he's like Grizzly Adams or something. Wanna try? Îți dai seama ce a găsit el. Alright. Here goes. Ah, era un câmp de ăsta de antrenament. Nu știu exact cum se numește. Ah, îți dai seama ce greu e, mă. Pum. Dar nu mă lasă să trag. A, trebuie să trag aici. Ok, dar nu mă lasă să trag. R2, ca să să trag. R2. Ah. Pum. Hai mă că sunt bun, mă. Bla bla bla. All right. I'm bad. I'm a badass. I'm gonna go ahead and guess it was a wild case of beginner's luck. I don't think so, girl. Well, anybody and their brother could shoot a bottle that big, that close. Să mor tu! Nu, hai să vezi că ți-au și veverița. Nu, vreau să trag în asta. Și acum? Nice shot. Your ass just got sacked. Hey, sharpshooter, a ride's coming. Wait, I'm just getting the hang of this. Come on, Chris, the cable car. Hai mă să mergem la telefericul ăla. Dar, oameni buni, la teleferic vom merge în următorul episod, pentru că avem de ajuns pentru un prim episod. Am văzut despre ce se vorba așa în prim episod, am făcut prologul. Au murit două gemene, acum noi suntem în pielea lui Sam, suntem alături de ăsta care am uitat numele, dar este îndrăgostit de Ashley. Și să vedem ce ne pregătește acest joc. Bun lume, cam asta a fost tot pentru un prim episod de jocul de la ora 12. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați de like, share și subscribe. Și noi ne revedem in the next time. Adios!